O jumătate de verset, Geneza, capitolul 4, a doua parte a versetului, și a zis: am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă socotesc binecuvântat și onorat de Dumnezeu pentru că m-a ajutat să fiu cu dumneavoastră la această zi de sărbătoare. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Domnului care m-a ajutat să fiu aici. Am creat câteva emoții de data aceasta, pentru că vineri, când ar fi trebuit să fiu pe avion, să viu spre dumneavoastră, lucrurile puțin s-au schimbat. Și la ora când trebuia să fiu în aeroport, eram la o înmormântare în Brăila, la tata unui prieten bun, un frate păstor. Și apoi, ieri dimineață, am ajuns la Dortmund să fiu cu frații la conferință. Și în dimineața aceasta suntem la zi de sărbătoare. Domnul ne-a păzit, ne-a ocrotit. Și pentru aceasta spunem: lăudați să fie Domnul. Amin. Mulțumesc fraților care în dimineața aceasta m-au primit așa de bine. Și am simțit pe fiecare dintre dumnealor că puțin s-au înghesuit, așa să spună, puține cuvinte, cumva să îmi lase mie un timp mai mult să predic, să slujesc. De fiecare dată când am venit la Bethesda, am venit ca și la o parte din familia noastră și astăzi fiind aici am depănat amintiri. Și gândindu-mă la ce a fost începutul slujirii mele undeva în anul 2013, când Biserica Bethesda nu era în cultul penticostal, când frații nu știau foarte multe lucruri despre așa ceva, Domnul s-a folosit de noi, fratele Costică Ciorega, fratele Traian, care erau atunci în conducerea bisericii, și alții au înțeles că drumul acesta este bun, este benefic, ca în această zi, pe lângă faptul că Biserica Bethesda are un păstor în conducerea comunității de Nord-Vest, Domnul să mai cheme încă un bărbat, tot la nivelul de păstor, în slujire. Pentru aceasta spunem: lăudat să fie Domnul! Amin. Mulțumim celor ce s-au rugat! Mă bucur să văd și familia Ciorega, o parte din dumnealor, în special pe părinții Danei. Mă bucur să văd și familia Ziegel, pe fratele Iohan, pe sora Elisabet, care cu siguranță și dumnealor sunt astăzi plini de bucurie împreună cu noi toți, și să spunem încă o dată: Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. În spatele zilei acesteia au fost multe rugăciuni, au fost multe zile de post, a fost multă insistență înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să facă toate lucrurile frumoase la vremea Lui. Sunt slujbe în care slujim cu rezerve. Sunt unele mormântări la noi în țară la care nu poți spune nimic despre cel care a plecat. Nu poți, așa e contextul. Sunt și ordinări din nefericire la care mai avem rezerve în a spune anumite lucruri. Astăzi vă mărturisesc, când sunt cu inima deschisă, fratele Roland nu este un arhanghel, nu este un om fără slăbiciuni, nu este un om perfect, că nimeni nu este perfect, dar este un om cu calități deosebite și acesta este motivul pentru care am o inimă liniștită. Și când s-a pus problema promovării dumnealui în slujba de păstor, dacă am fost întrebat, am spus cu toată inima amin. Și la nivelul comunității, la nivelul comitetului executiv, când a fost la interviul acela, cunoscându-l cel mai bine dintre toți frații, am luat primul cuvântul și am spus: fratele Roland Ziegel este un băiat deosebit, este un om al lui Dumnezeu și n-am decât să mulțumesc Domnului pentru el și pentru chemarea pe care a făcut-o. Și haideți să mai spunem încă o dată: Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. De fapt, gândul pe care Domnul mi l-a pus astăzi să-l transmit ține de nuanța numelui fratelui Roland.
Chiar dacă se pronunță cu Z în limba germană, numele este cu S. Ziegel, dar cu S, cu S. Și gândurile care am să le așez în această zi o să fie sub titlul acesta, dacă vreți. Un slujitor, care tot cu S, dat de Dumnezeu. Pentru că dacă spunem lucrul acesta, că Domnul ni l-a dat și l-a dat bisericii Bethesda, comunității de Norvest, cultului penticostal din România și zonei acesteia, pe bărbatul acesta ca și slujitor, Domnul să ne ajute să o spunem și peste ani și peste timp, că este un slujitor dat de Dumnezeu. Și prima caracteristică a omului sau slujitorului dat de Dumnezeu, care am văzut-o și o văd în viața fratelui Roland până astăzi, este un om sincer, un om serios. Slăviți să fie Domnul! Asta înseamnă un om cu un cuget curat. Citeam și ieri la conferință versetele acestea, le citesc și astăzi din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 și 19. Și omul Dumnezeu, Pavel, spunea lui Timotei ca o poruncă, frate Roland, ca o poruncă. Pentru un slujitor a fi sincer nu este opțiune. Pentru un slujitor a fi sincer nu este o alegere. Aleg să fiu sincer sau dacă vreau aleg să nu fiu sincer. Pentru un slujitor a fi sincer, a fi serios, este o poruncă. Și spune, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele, în primul rând să te lupți lupta cea bună și apoi să păstrezi credința și un cuget curat. Asta e poruncă. Să vii și să slujești cu un cuget curat, asta e poruncă. Să ai un interior curat, asta este o poruncă. În timp ce cei din jurul tău sau din jurul nostru sunt tot mai mulți oameni compromiși, sunt tot mai mulți oameni care au cugetul pătat și întinat. Pentru că spunea la un moment dat Pavel, în continuare în versetul acesta, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Oamenii cu cugetul curat, oamenii sinceri, sunt oameni care nu te trădează. Nu te trădează. Știți, tot Pavel, în 2 Timotei, capitolul 3, când spunea și făcea o diagnoză, o ecografie, dacă vreți, a vremii de la urmă, zile de la urmă, printre altele spunea în versetul 4, că oamenii în vremurile din urmă vor fi și vânzători. Vânzători. Și din nefericire, marele Pavel se confruntă cu astfel de situații și când vorbește despre greutățile lui în slujire, despre frământările lui, despre pericolele prin care a trecut, 2 Corinteni, capitolul 11, trage așa ca un semnal de alarmă vorbind despre aceste situații și la un moment dat spune în versetul 26, a doua parte, împrimești din cetăți, împrimești din pustiu, împrimești din pe mare, împrimești din... Puteți să citiți? Între frați mincinoși. Și mă bucur că dumneavoastră nu sunt din ăștia, dar noi pe teren, frate Grigore, îi mai găsim, îi mai întâlnim și durerea mea este că ăștia se mulțesc. Oamenii care știu să le pun așa în doi peri, vorba noastră de la țară, ca să le iasă bine. Oameni care nu sunt liniari, oameni care oscilează printre jaloane ca să le iasă bine socotelele, oameni care știu să despice firul în patru și să interpreteze și să le aranjeze, sunt tot mai mulți și oameni sinceri și oameni care nu te vând, sunt tot mai puțini. Ăștia care scriu despre noi pe internet, știți de unde au informațiile? Vă spun eu. De la ei noștri. Și știți de la care ai noștri? De la ei noștri de lângă noi. Și asta înseamnă sinceritate?
Slujitorul dat de Dumnezeu este slujitorul care este sincer. Este slujitorul care nu te vinde. Este slujitorul care are un cuget curat. Așa te-am cunoscut, o spun cu toată libertatea și așa să rămâi. Doamne. Și Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru că și Domnul Iisus, oameni buni, nu a avut 500, nu a avut 700, nu a avut 43.000. Cum avem noi în comunitatea regională de Cluj, sau 15.000, sau 70.000, cum au comunitatea de Norvegia. Au avut 12. Și între 12, în parte 15.000 sau câți ai, la 12 și vezi câți vânzători s-ar putea să ai din perspectiva asta. Și la 43.000, să nu fie așa. Dar Domnul Iisus stă cu ucenicii și spune: bă, băieți, unul dintre voi mă trădează, mă vinde. Și ar fi vrut să nu fie adevărat, dar tot ce spune Domnul este adevărat și s-a împlinit din nefericire și acest mesaj. De aceea slujitorul dat de Dumnezeu, în primul rând, frate Roland, și încă o dată spun, vorbesc liber, fără niciun fel de aluzie, fără niciun fel de protecție, că n-am nicio problemă și mă expun fără niciun fel de problemă când vorbesc. Să rămâi sincer și serios. Amin. Așa cum te-am cunoscut și așa cum te cunoaștem toți. Și cu siguranță așa te cunoaște și Dumnezeu. În al doilea rând vreau să spun tot cu S, slujitorul dat de Dumnezeu, sensibil și cu inimă. Sensibil și cu inimă. Așa te-am cunoscut. E nevoie de oameni sensibili. E nevoie de oameni care să aibă inimă. Uitați-vă la Domnul Iisus, stă de vorbă cu Petru, după ce Petru trece prin experiențele lui. Și la un moment dat, la întâlnirea de la Marea Tiberiadei, mă așteptam să îl întrebe Domnul: mă, Petre, cum le ai tu cu oile? Îți plac ție mie. Mă, ți-s dragi oile? Păi așa aș fi început întreba. Păi să-l trimiți pe cineva la oi, să-i plac oile, Domnul. Să știe măcar despre ce-i vorba, că dacă le spui la ăștia noștri despre oi, au văzut la desene animate, nu știu despre oi, mă rog. Și Domnul nu îl întreabă dacă îi plac oile, ci îl întreabă: Petre, mă iubești tu pe mine? Mă iubești? Dar nu așa mai mult decât toți ceilalți. Și Petru repetă experiența care o are și numai el știe ce avea în inima lui și numai el știe cum o plâns cu amar și numai el știe cum s-o căit și cum o urlat acolo în întuneric. O zis: Doamne, știi că te iubesc. Și o spune: dacă mă iubești, începe cu mielușei. Noi ăștia care am trăit pe la țară, așa am început. Prea am fost slujit la miei. La miei, am fost cu miei. Aia se încep. Cu oile erau oamenii care le aveau cu oile. Erau altă. Începe cu mielușei, mă. Păi, Doamne, pe mie mă pui. Păi ce păstor îți eu la mielușei? Da, păstor la mielușei. Omar la mielușei, da. Dacă mă iubești pe mine, paște mielușei. Dacă mă iubești pe mine, paște oițele. Dacă mă iubești pe mine, paște oile. Pentru că s-ar putea, cu mielușei e mai complicat să se întâmple, dar oile s-ar putea să mai și împungă. Dom'le, la noi mai sunt și de-astea care dau cu cap. S-ar putea să mai fie un berbec prin turmă, dom'le. O zis unul, a venit la păstor în America, știu foarte bine, biserica și păstor. O zis: domnule, noi suntem aici în biserică câinii Domnului. Ne-a pus Domnul să fim câini. Și noi numai asta facem, noi mușcăm, asta e datoria noastră. Și păstorul zice: aveți grijă că la urmă afară sunt câinii. Câinii rămân afară. Vedeți ce vă erijați, ce vreți să fiți. Slujitorul dat de Dumnezeu este sensibil, are inimă, da? Este omul care se sacrifică, este omul care se așează acolo unde e nevoie, cu inimă, face lucrarea lui Dumnezeu cu inimă. Mă uit la Moise, nu-l înțeleg pe omul ăsta.
Nu-l înțeleg. De fiecare dată când era o problemă, domnule, nu este apă. Acum, Doamne Iisuse, mă, iartă-mă, acum, noi dăm ploaie, mă, ce pot să fac ca om? Nu e apă, știți cine de vină? Moise. Și Biblia spune, poporul ocârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Doi inculpați erau totdeauna, au apărut și Aron, dar Aron nu a avut grijă să se bage, să se pună bine cu ei și l-a făcut un alt Dumnezeu. O să mă, eu nu mai vreau să am probleme cu ăștia, îi rezolv, domnule. Lasă că le fac ce le place și am scăpat de, că nu mai vreau să fiu pe lista, că tot îți devin. Dar de fiecare dată când erau probleme, era de vină Moise și era de vină Dumnezeu. Și când Aron să rezolve problema asta, să-i liniștească, bă, nu mai pot, trebuie să fac ce vreau ei. Moise nu mai vine, Iosua nu mai vine, 40 de zile, 40 de nopți. Le-au făcut un vițel de aur. Cam un vițel au ieșit. Atât aur au avut. Au făcut o sărbătoare. Imaginați-vă. Poporul care a văzut minunile lui Dumnezeu, care trecea prin Marea Roșie ca pe uscat, care au văzut 600 de care cu călăresc, cu războinici și cu faraon, care s-au necat în apele mării. Poporul care o cânta de bucurie, cum i-a salvat Dumnezeu. Nu după mult timp, jucau, dansau și strigau în fața acestui Dumnezeu. Vițel de aur, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și vine urgia și înainte de asta Domnul îi spune, băi Moise, ai spart tablele, ai spart, ai supărat. Dar uite ce-i, ia-ți familia, ieși afară din mijlocul lor, că prin suflarea gurii mele îi topesc pe toți. Și din tine fac un neam mare și îmi duc planul la îndeplinire. Păi dacă eram în locul lui Moise, spuneam, Doamne, eu nu am avut curajul să spun, dar ce bine că ți-o venit ție ideea. Numai bine mă scap de ăștia. Că dacă mă scap de ăștia, parcă mai trăiesc încă mult mai mult, că ăștia mâncă zilele, nu mai înțeleg. Și Biblia spune, Moise se duce plângând la cort. Da, avea inimă. O să avea inimă. Se așează înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu înțeleg din relația cu tine că tu ai scris o carte. O carte... Cartea aia veșnică, cartea vieții. Și știi ce vreau să spun? Dacă nu ierți pe ei, șterge mie numele din cartea vieții. Nu te înțeleg, Moise. Dar cum se poate așa ceva? Da, pentru că eu sunt un slujitor dat de Dumnezeu, care am inimă. Un slujitor dat de Dumnezeu, sensibil, om sensibil la nevoie, om sensibil la derapaje, om sensibil la eșecul alt, om care este sensibil. Samuel i-a spus lui Saul că Domnul face împărat. Și Samuel i-a spus lui Saul că Dumnezeu îi rupe împărăția. Când i-a rupt colțul acela de haină, s-a întors și a spus, așa cum ai făcut tu, așa să știi că Domnul îți rupe împărăția și ți-o dă altul mai bun decât tine. Și când se depărtează de Saul, când se despart, 1 Samuel, capitolul 15, versetul 35. Samuel, prorocul, nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții lui. Dar l-a scris pe internet, pe toate canal de socializare despre ce-a făcut Saul. Ha? Așa vă? Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul. Și Dumnezeu vine și spune, până când mai plângi? Pentru că tu ai o altă misiune, pentru că vreau să ridic un alt om. Pentru că slujitorul dat de Dumnezeu are inimă. A, am știut eu că... Ai văzut? Ce arogant a fost. No, numai bine Dumnezeu l-a smerit. Ăștia suntem noi. Ăștia sunt oameni fără inimă. Și același Pavel
în același 1 Corinteni, capitolul 11, vorbim despre povara care o duce în slujirea pe care a încredințat-o Dumnezeu, spunea la un moment dat următoarele cuvinte, versetul 29. Cine este slab? 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 29. Cine este slab? Și să nu fiu și eu slab. Cine cade în păcat? Și o să nu-l blamez pe internet. A? Cine cade în păcat și eu? Să nu ard. Ard! Mai sunt oameni care ard? Mai sunt oameni care ard pentru cei care se depărtează de la Harul lui Dumnezeu? Mai sunt oameni care ard pentru cei care cad, pentru cei care au eșecuri? Mai sunt oameni care plâng, care strigă înaintea lui Dumnezeu? Mai sunt oameni sensibili? Omul trimis de Dumnezeu este omul sensibil, omul cu inimă. Așa te-am cunoscut, așa să rămâi. Și Dumnezeu să te întărească. Amin. Al treilea rând. Omul, slujitorul dat de Dumnezeu, tot cu litera S, este slujitorul de sacrificiu, care se expune. În slujire, frate, Roland, știi foarte bine, nu prea este protecție. N-avem nici gardă de corp, n-avem nici purtător de cuvânt, n-avem nici apărători, numai acuzatori, sau foarte mulți acuzatori, și nu avem protecție. Și încă ceva. În slujirea aceasta, și Dumnezeu intenționat ne expune. Mă uit la Ilie. E secetă, el o prorocit-o, e foamete. Și Domnul îi spune, du-te la pârâul Cherit. Acolo am făcut o ședință cu ciorile, cu corbi, să te hrănească. Și spuneam, Doamne, de cum e vorbește? Sunt președintele comunității regionale, comitetul executiv, păstor. Despre mine e vorba, da? Despre tine. Te duci la pârâul Cherit și nu ia apă îmbuteliată acolo ca să vezi că n-are nicio ăsta de garanție, nimic. Vei bea apă din pârâu și niște corbi, care erau tot negri ca și pe aici, pe la dumneavoastră și pe la noi, îți vor aduce pâine și apă și carne dimineața și seara. Și bei apă din pârâu. Oare era sigilată pâinea, ce ziceți? Ha? Era înfoliată pâinea. Dar carne acum, am pâine. O mai moi, o mai... Carne! De la ce abator? De unde? Cât era de garantat, cât era de cu certificat din ăsta, veterinarul sanitar. Ăsta nu comentează. Să duce la pârâul Cherit. În fiecare dimineață și seara veneau bucătarii, bucătăresele, așa așezate frumos, bine, puțin mai brunete, ca de obicei, și aduceau pâine și aduceau carne. Și bea apă din pârâu. Și încet, încet, seacă pârâul, un firicel și în final nu mai este apă. Și Domnul spune, du-te la Sarepta Sidonului, acolo e un bocătan care are un om de afaceri, businessman, are butoaiele cu grâu pregătite și lădoile alea mari, că o știu că va fi sec. Ăla are de să te hrănească. Așa i-au zis. Da? Frați predicator, sunteți aici? Se duce la Sărăpte Sidonului, că am porucit unei văduve să te... După îmbrăcăminte, cred că și-o dat seama că e persoana aia, o salutat-o și-o zis, n-ai putea să-mi aduci un pahar cu apă, ca să-și înceapă vorba. Era flămând, venea de pe drum. Bine, nu era cu aer condiționat, cum avem noi, era pe, cu sandale, prin soare. Când femeia a plecat
Zice, adun și puțină pâine, o bucată de pâine. Și femeia se întoarce și spune, viu este Domnul și viu este sufletul tău. La mine acasă am un pumn de făină, am puțin ulei, un de lemn, am ieșit cu băiatul meu să strângem niște vreascuri, să facem un foc, ne facem o turtă, ăsta e proiectul nostru. Mâncăm și murim. Păi iertați-mă, oameni, mă duceam cât veneam cu doi ochi. Păi mă trimis, Doamne, la o femeie ca să iau ultima bucătură din gură, ei și copilul, copilului la niște muripuzi. Ăsta e Dumnezeu. Păi El e Dumnezeul cerului și al pământului și le are pe toate. Păi cum ar? Pentru că slujitorul dat de Dumnezeu se sacrifică, se expune. Așa vorbește Domnul. Fă mai întâi mie. Că unde lemnul din tulcior nu se termină, făina aia, pumnul de făină dioală nu se termină până când dă Dumnezeu binecuvântare din cer. Lăudați să fie Domnul! Amin. Slujitorul dat de Dumnezeu se sacrifică, se expune. Nu este slujire fără expunere, nu este. Nu este slujire cu protecție, nu este slujire cu gazdă de corp, nu este. Este dacă vrei să fii parlamentar, dacă vrei să fii, eu știu, senator, dacă du-te acolo, dacă îl slujești pe împăratul, împăratul și pe Domnul Domnilor, n-ai nicio protecție. Singura protecție este Dumnezeu. Măriți să fie numele Lui. Amin. Și Fiul lui Dumnezeu, oameni buni, că a venit în lumea noastră, nu a venit cu gardă de corp. Nu a venit cu protecție, nu a venit să-L protejeze nimeni, nu. Fiul lui Dumnezeu, Filipeni, capitolul 2. N-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a smerit, s-a dezbrăcat, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. A trăit între noi, oameni buni, a trăit între oameni, având toate vulnerabilitățile noastre, toate ispitele ca și noi, toate frământările, toate neliniștile ca și noi. Și în final, în această expunere, a acceptat să fie omorât și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Iar la numele care este mai presus de orice nume, ca numele Lui să plece orice genunchi, celor din cer, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă, să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl și să spună Betesda din toată inima, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Lăudați să fie numele Lui. Amin. Slujitorul dat de Dumnezeu se expune. Este omul de sacrificiu. Este omul care se așează acolo în spărtură, cu Dumnezeu se așează nimeni. Este mijlocitorul, este omul care își asumă responsabilitatea, este omul care se sacrifică. Patru. Slujitorul dat de Dumnezeu, tot cu S, este slujitorul stabil și statornic. Dacă ar trebui să spun un cuvânt despre tine, doar unul singur, frate Roland, aș spune aceasta. Echilibrat. Amin. Sau stabil. Sau statornic. Și dacă biserica de aici a ajuns unde a ajuns și dacă lucrul acesta este o binecuvântare, să nu se supere ceilalți colegi, frate Bobby, este și datorită faptului că Dumnezeu ți-a dat această calitate. Să fii stabil, să fii statornic, să fii echilibrat. Slavă Domnului! Eu cred că la una dintre biserice din Trossingen l-aș fi primit cu drag, nu? Sunt ceva kilometri. Și se fac ceva kilometri de atâția ani. Și dacă ar trebui să calculăm, dacă am face un calcul, ar fi ceva sume. Și întrebarea, când ai vedea o sumă așa mare, în 15-20 de ani, pentru motorină, pentru cheltuială, pentru mașini, pentru timp, întrebarea ar fi, da, să merită? Nu ești acolo lucrarea lui Dumnezeu? Nu ești acolo lucrarea lui Dumnezeu? Dar omul care știe că s-a angajat într-o lucrare și dacă el este slujitorul lui Dumnezeu,
El este stabil, El este statornic și rămâne ca un factor de echilibru. Să-ți păstrezi asta, Roland. Amin. Nu mulți o au. Nu mulți o au. Tu ești unul dintre oamenii binecuvântați de Dumnezeu să fie un factor de echilibru. Și ți-o spun fără nicio protecție, fără nicio rezervă și mă rog din toată inima Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Și de echilibru să fii și mai de viitor. Pentru în biserici, de pe vremea lui Pavel, apar probleme. Și problemele știți de unde apar? Vă spun eu, de la frați. Și problemele apar de la frați, că frații își dau seama că sunt mai mulți lideri, mai mulți potențial conducători. Da. Și Pavel primește și el o scrisoare sau o veste de la Ecloie. Și le spune Corinten, m-am aflat de la Ecloie că între voi sunt... Ce erau? Ar fi frumos să... Îi plăcea la Pavel să fie despre stăruințe, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre ascensiunea bisericii, despre mântuirea oamenilor. Bă, am auzit că între voi sunt certuri. Și ca și un tată, vreau să mă ajutați, aveți familie, aveți copii, când se ceartă copiii, nu vă bucurați, nu? Încă te doare inima dacă vezi că persistă așa o tensiune, o frământare. Zice, văd că între voi sunt certuri, dar de la ce vă certați? Știți la ce se certau? Bobi, știți la ce se certau? Știți la ce se certau? Că în față erau cel puțin trei. Că atunci când nu-i niciunul, n-ai la ce să te cerți. Bă, vine bujor când vine, vine nu știu care, vine... Îi cum îi? Aleluia. Când e unul, iar nu prea ai de la ce să te cerți. Că n-ai ce face. Dar când mai apare încă unul, deja sunt visători. Visători. Și când apare o stare de nemulțumire, n-am curaj să mă duc la unul, dar mă duc la ăla. Tu n-ai problema asta, că uită. Și încep să înfiripi, să construiești. Și acolo au reușit ăștia din Corint să înfiripeze cel puțin trei partide. Cel puțin. Unii erau al lui Apollo, alții erau al lui Pavel și alții erau al lui Hristos. Pavel este nevoit și fratele Simi citea deja de aici pasajul acesta să intervină și să spună, bă, fraților, voi n-ați înțeles bine. N-ați înțeles. Nu, voi nu pricepeți despre ce-i vorba. Păi uitați care e problema. Aici lucrarea lui Dumnezeu nu-i ca și la partide politice, chiar dacă anumite chestiuni le-am luat noi de acolo și le-am implementat aici, fără să intrăm în detalii. Aici e diferit. Aici există o altă formă de implicare. Aici unul seamănă, altul udă. Dar vreau să vă spun ceva. Ca să se întâmple ceva, nu se poate fără intervenția lui Dumnezeu. Aleluia. Pentru că cel care face să crească e unul singur. Aleluia. Dumnezeu. Și Pavel îi liniștește. Bă, degeaba vă duceți pe cel care udă. Degeaba lasă la apreciați pe cel care seamănă sau sădește. Degeaba. Adică este bine să apreciați, dar să înțelegeți că ei sunt limitați. Cel care face să crească e Dumnezeu. Amin. Și atunci vă spun încă ceva care s-ar putea să vă pice foarte rău, care s-ar putea să nu înțelegeți. Și versetul 7 pe care fratele Simi l-a citit spune așa. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă. Nu zice stare. Ăștia chiar... Păi au serios. Nu sunt... Mă, chiar nimic, mă, frate. Au, frate, bujor, dă-i pace. Păi chiar nu sunt nimic. În lucrarea aceasta de mântuire, de zidirea bisericii, suntem niște unelte în mâna lui Dumnezeu. Amen. Ați auzit? La noi acasă facem așa, grădinărit, nu foarte mare, dar... Eu da, Domnul, un teren de când ne-am mutat în Cluj, nu este a nostru, și îl lucrăm. Și acum avem vreo 150 de fire de roșii, deja sunt frumoase, sunt mari, nevastă mea, abia așteaptă să ajung acasă că iară între roșii. Înainte să vin cu o seară înainte, după ce am
avut vreo 6 ore de ședință cu comitetul comunității, mă așteptam să mă duc acasă să mă odihnesc, că dimineața la 3 plecam la aeroport, mă așteptam nevastă și trebuie să stropim și cu aia, și cu aia, și cu aia, și ia pompa în spate, cu telefonul la mine și dă-i să margă. Și uneori se fac frumoase, că mai binecuvintează Dumnezeu, dar nu binecuvintează Dumnezeu așa, El binecuvintează lucrul mâinilor, că așa am citit în Biblie. Amin. O, Domnul va binecuvânta lucrul mâinilor tale. Și la Psalmul 65 zice, El udă brazdele, nu face brazde. Unii așteaptă să facă Domnul brazde, El nu face. Dacă sunt făcute brazdele, Domnul le udă, dacă nu... Și se mai întâmplă uneori să fie frumoase, că ne binecuvintează Dumnezeu și lucrul mâinilor și asta. Și mai vin câte un prieten la noi, mai ales când, mă rog, au ce să vadă și ce să mai ducă câte ceva așa, lăudat să fie Domn. Și niciodată, oameni buni, niciodată, nu s-a întâmplat să vină vreau să mă întreb, bă, unde ți-i hârlețul? Știți ce-i la hârleț? Știți toți? Unde ți-i hârlețul? Hârlețul e aruncat undeva într-o șură acolo, într-un șoplu. Deci a început să ruginească, nu l-a mai folosit de-ați primăvară. Nu mă întreabă nimeni unde ți-i sapa. Bă, vreau să-ți laud sapă. Tu ai niște sapă extraordinare. Tu ai niște hârlețe extraordinare. Tu ai niște... Nu. Dacă ceva mă apreciază, mă apreciază pe mine sau pe soția mea. Dar noi suntem niște unelte. Și dacă merită ceva să fie slăvit, e Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și cel ce sădește sau seamănă și cel ce udă nu sunt nimic. Și Pavel, ca să-i mai liniștească încă o dată, în capitolul 15, din același 1 Corinteni, le spune încă un verset. Și auzice ce le spune Apostolul Pavel ca să-i liniștească, versetul 11, vorbind despre colegii slujitori. Astfel, dar, ori eu, ori eu. Dacă n-am predicat, eu nu-i nimic. Dacă n-am fost eu acolo în față, nu s-a întâmplat nimic. Nu e adevărat. Ori eu, ori ei. Noi așa am propovăduit și voi așa ați crezut. Ori Roland, ori Bobby. Ori Bobby, ori Roland. Să vă dea Dumnezeu putere. Amin. Ca și prieteni, ca și slujitori, să rămâneți uniți. Amin. Și noi spunem din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Un slujitor dat de Dumnezeu. Sincer, sensibil, gata de sacrificiu, stabil și statornic. Și Domnul să te binecuvinteze. Și mai zic încă o calitate cu S, dar în fața ei pun un nu. Un slujitor dat de Dumnezeu, nu, cu litere mari, singur. Nu singur. Ci totdeauna în echipă. Amin. Și unul dintre frații care a vorbit ieri așa de frumos, printre frații care au vorbit frumos la conferință și a vorbit despre slujitor și slujirea, încheia cu expresia aceasta. Singur mergi repede. Împreună ajungi departe. De aceea mă rog din toată inima, frate Roland Ziegler, Dumnezeu să te binecuvinteze. Niciodată să nu fii singur, niciodată să nu rămâi singur și niciodată să nu slujești singur. Și să continui, așa cum ai fost până aici, să fii un slujitor de echipă, să fii un om al lui Dumnezeu. Și așa cum citea fratele Bobby, și când se va arăta păstorul cel mare. Auzi că e mai mare ca noi, Grigore. E mai mare ca noi, toți păstorii. El este păstorul păstorilor. Aleluia. El este Domnul domnilor. A lui este biserica. El a făurit-o. El a plătit-o. El a câștigat-o prin sângele lui. Și spunem încă o dată la Betesda, lăudat să fie Domnul Iisus. Amin. Lăudat să fie Domnul Iisus. Amin. Și că se va arăta păstorul cel mare. Vom primi cu luna nevestejită a slavei. Aici primim flori cu spini, aici primim cununi care se vestejesc, aici primim lauri și ocări, aici primim acuzații și mesaje care ne tulbură, aici
primim respingeri, acolo vom primi cu luna nevestejită a slavei. Pentru aceasta mă rog și pentru Dănuța, Domnul să o binecuvinteze, Dumnezeu să o întărească, pentru copiii voștri, Dumnezeu să vă binecuvinteze, părinții care sunt în viață vă susțin în continuare, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și să rămâi pentru totdeauna. Și să se știe în cer, pe pământ și în iad. De la Biserica Betesda, în lucrarea Domnului, Domnul a mai dat un slujitor. Amin. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Și dumneavoastră să vă rugați, să postiți, să-L susțineți, să-i încurajați, să fiți oameni smeriți și ascultători, ca slujba pe care o fac să nu o facă suspinând, că aceasta nu va fi de niciun folos. Și Domnul să dea progres spiritual, să mântuiască oameni și Biserica Betesda să crească potrivit cuvântul lui Dumnezeu. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dumnezeu să vă binecuvinteze.